Doamna ministru, da. Învățătorii sunt obligați să îi treacă clasa pe cei de clasa 1, pe toți copiii. Cum poate fi asta acest un obiectiv? Lucru, din păcate, este o prevedere legală. Până în clasa 3-a nu-i pot lăsa repetenți, dar eu cred că trebuie să revenim asupra acestui aspect, pentru că iată unde suntem. Termină clasa, ajungem la clasa 8-a și atunci constatăm că nu știu să scrie bine, că nu știu să calculeze bine și că sunt 36% nu sunt în stare să ia 5 la evaluarea de la clasa 8-a. Deci cred că obiectivele de care vorbeam trebuie să le stabilim prin lege și în fișa postului fiecărui profesor. Deci sunteți de acord că un astfel de obiectiv e o greșeală? Să-i treacă pe toți? Da, categoric. Nu, dar e demonstrat că n-ai voie să lași repetenți, pentru că, din punct de vedere psihologic, n-ai niciun efect asupra copilului dacă lași repetenți la vârsta de 10. Te străduiești mai mult să-l înveți ce trebuie să-l înveți. N-ai voie să lași copii repetenți cadrul didactic responsabil totalmente. Deci, împotriva oricăror studii, apropo de studii ale oamenilor de știință, nu există niciun impact. Sunt studii întregi care studiază că lăsatul repetent nu rezolvă, nu-l motivează pe copil, nu-l aduce mai repede pe care alea cea bună. Sub nicio formă nu putem lăsa repetent. Soluția ar fi responsabilizarea profesorului la clasă și obligația fiecărui învățător de a trata diferențiat copiii. În momentul ăsta e o nebunie întreagă. Încă de la clasele pregătitoare și clasa 1 sunt concursuri și examene școlare individuale, concursuri școlare academice, o mare întreagă de auxiliare curriculare pentru portofoliul învățătoare, că cu cât ai mai multe sau participări la concursurile ale copiilor, cu atât ești învățătoare mai bună. Forțăm enorm copiii de 6-7 ani, ignorând total pragul de dezvoltare psihosomatică a vârstelor, doar de dragul portofoliului profesorului și pentru că în continuare punem în centrul educației profesorul, catedra lui, portofoliului, liniștea lui. Asta nu eu nu neg că nu avem oameni excepționali, dar câți dintre acești oameni